De corectare. Știu că Natasha este specialistă pe domeniul Mihaela. acesta, așa că nu intru pe latura aceasta. Sunt cu totul în asentimentul colegului nostru, Horia Corcheș, care sugera într-un articol din Dilema de săptămâna trecută faptul că acest subiect ar trebui să fie pe prima poziție, adică cu el ar trebui să se înceapă sau, dacă nu se poate și nu se poate, în filosofia pe care au avut-o autorii subiectului, atunci măcar el să fie secundat, adică textul literar să fie secundat de niște cerințe care vizează comprehensiunea categoric, în așa fel încât autorii subiectelor să nu mai fie nevoiți să dea ei înșiși ideea poetică sau mesajul, așa cum ne-am obișnuit noi, și încă două idei ancoră, cerându-le apoi să-și exprime opinia despre frumusețea naturii. Pentru că așa arată subiectul în momentul acesta. Putut fi el exploatat. Cred că mă lasă conexiunea la internet. Mă mai auziți? Da, însă mă mai auziți, oare? Te auzim, dar te decalezi. Ok, să mă atenționați dacă nu se mai aude. Mi-a plăcut mult cum s-a formulat subiectul în sensul în care prezintă lumea pe care o ilustrează, o surprinde textul. Eu personal aș fi renunțat la... De la un moment dat îi se cere să discute despre experiența lor personală și experiența lor cunală. Nu mă mai auziți? Contreruperi. Okay. Cade, revine semnalul. Nu știu ce să fac, semnalul meu la internet este pe punctul de a ceda. Oare mă auziți acum? Da. Mă auziți? Da. Nu știu ce să fac. Ziceam, la un moment dat, mă auziți? Da. Da. Bine, mulțumesc. Aș fi lăsat această variantă în care li se cerea elevilor să descrie lumea pe care o surprinde poezia. Și asta ar fi fost pentru mine cerința mare de la care aș fi pornit analiza textului. Având grijă însă să le cer să identifice tema, să identifice motivele literare, să analizeze o secvență poetică cel puțin, câteva figuri de stil și așa mai departe. Poate că ar fi fost interesant să atașez aceste poezii un tablou, pentru că în programă au de analizat la un moment dat inclusiv un tablou dintr-o expoziție sau chiar să prezinte o expoziție. Și poate ar fi fost mult mai interesant. Spuneam atunci când am fost întreruptă din cauza semnalului că aș fi renunțat la experiența personală și aș fi limitat, să zicem, observațiile elevilor la experiența lor de lectură. Aș fi mutat însă experiența aceasta personală la exercițiul numărul 7 de la subiectul 1, atunci când ei trebuiau să facă un eseu argumentativ pornind de la o problemă sau de la o situație de problematică, aceea cu pasiunile, dacă vă amintiți. De asemenea, cred că ar fi fost o variantă mult mai fericită, un fragmatic, pentru că ar fi fost mult mai generos din punctul de vedere al formulării sarcinilor. Așa cum arată programa, este destul de dificil să creezi un subiect pe genul liric altul decât exprimarea opiniei. Pentru că așa arată programa. Așa că eu înțeleg și autorii acestui subiect că s-au aflat într-o situație destul de limitativă, procustiană, dacă am putea să-i spunem așa. Eu aș fi optat pentru o variantă, un fragment din genul epic sau genul dramatic, care se prezintă o situație problemă, de la care aș fi pornit o discuție de tip cauză-efect, ce cauză a declanșat anumit efect, o argumentare pro sau contra sau chiar o caracterizare de personaj, de ce nu. Acestea sunt punctele mele de vedere vis-a-vis de subiect. Vă mulțumesc frumos, sper că n-am depășit timpul. Nu, niciun caz.
O să încercăm să revenim la tine, Emilia, mai spre final, pentru câteva idei legate de felul în care crezi că va fi transformată experiența la catedră, cel puțin în anul școlar care vine, plecând de la noua direcție a subiectelor și care ar fi direcțiile de îmbrățișat pentru profesorii de limbă și literatură română. Vorbește Sofia Dobra sau da. Mai sunt câteva minute, eventual da. Se poate pune o întrebare la cald, mai chiar Emiliei, chiar punctului de vedere al Emiliei. Deci o întrebare care vine din sală. Adică dacă am priceput eu bine, interesant a fost în cazul Emiliei dacă e un produs. Deci totuși e o poezie, atunci să nu asociem cu o chestie foarte pragmatică, ci să rămânem oarecum în zona artelor, pornind de la ideea că undeva va trebui, cred eu, să se ducă și o luptă în favoarea literaturii. Exact, exact, domnul Onujescu, exact. Aceasta era ideea pentru care am pledat, exact. Da, și de-aia vă spuneam că undeva lupta asta trebuie foarte susținută. M-am uitat peste recomandările noului cadru european în ceea ce privește competențele în 2018. Am văzut cuvântul literar o singură dată la trei competențe care ne vizează. La prima competență, care este competență de literație, o singură dată era folosit înțelegerea textelor și interpretarea textelor literare și non-literare. La a doua competență lingvistică, în sfârșit acolo, n-aveam cum, dar la competența culturală nu era pomenită literatura printre arte. Erau pomenite muzică, film, balet, dar nu se vorbea niciun cuvânt de literatură. Și dacă vedeți, discuția peste tot cam înspre asta bate. Adică a se scoate cumva literatura din interesele copiilor. Și dacă noi nu vom vedea, deci nu numai din interesele copiilor, din interesele mari ale publicului. Și dacă noi nu vom pleda pentru literatură, dincolo de partea ei estetică, dar și dincolo de partea ei efectiv socială, că experiența de viață, spuneam la un moment dat, când am discutat cu doamnele cum i-a rezolvat un copil, pentru că la mod a fost, toată lumea a încercat povestea asta pe alte, pe copii, nu? Am făcut tot soiul de probe. Ei, copilul meu, George, mi-a răspuns cam în felul următor, că bătrânul pădurar este marele ecologist și concluzia era cam așa, deci toată poezia era trasă efectiv spre ce bine e să te duci în pădurea Hoia cu sacul de plastic, nu? Și să adun gunoaiele. Și ce trist e că în pădurea Hoia oamenii aruncă gunoaiele. Deci asta a fost efectiv concluzia lui George, care e un băiat isteț. Dar n-a sesizat, nici măcar n-a văzut textul. Ei, eu exact aceea situație. Exact cu aceea situație m-am confruntat și eu și de aceea am spus că este necesar să se elimine odată experiența aceasta personală și să se reducă, să rămână doar la experiența de lectură. Iar pur și simplu, dacă vrem să evaluăm și experiența personală. Nu se mai aude Emilia, da? Dacă altcineva sau Emilia vrea să intervine, mai sunt 2 minute până... Așa, Sofia, bine, ai intrat cu 2 minute mai repede. Nu, vreau să lămurim o problemă care cred că este necesară. Ce înseamnă experiență personală? Pentru că în momentul în care vom înțelege experiența personală ca o acțiune, ca ceva care mi este exterior, și la care am participat întâmplător, nu cred că vom mai avea loc într-adevăr pentru ceea ce facem noi. Experiența personală este și experiența de lectură. Experiența personală este inclusiv trăirea în timpul lecturii textului. Lucrurile sunt
cu totul și cu totul altfel. Problema este a înțelegerii și a definirii foarte exacte a acestui termen nou, care am senzația că este înțeles extrem de pragmatic. Copiii au voie să o înțeleagă pragmatic. Cei care nu au voie să o înțeleagă strict pragmatic suntem noi maturi. Nu copilul a greșit, copilul a făcut exact ce a cerut subiect. Da, mai dorește cineva să intervină? Dar să știți, cu tot respectul, da, acolo îi se preciza experiența personală sau experiența de lectură. Prin urmare, autorii, atunci când au conceptul... Era a doua parte și asupra căreia nu o să insist, pentru că o să vorbesc în momentul în care prezint ceva. Da. Da, am și spus, nu era vina copilului, ci a subiectului. Așa, și acum să văd cât de bună moderatoare cu mână de pier sunt, îi dau cuvântul Sofiei. Da, poți să afișezi ceva? E ok? Da. Share, scuzați-mă. Delia, e ok? Nu se vede. Nu se vede încă. Trebuie să apăsați pe share screen, butonul verde. Am apăsat. În acest moment se deschide o casetă de dialog albă. Văd, da. Fie că ați pregătit deja materialul de prezentare în bara calculatorului, l-ați deschis în prealabil și în cazul ăsta îl vedeți pe rândul 2 sau 3 de opțiuni pentru share screen, îi vedeți numele și tipul de document. Fie dacă nu l-ați pregătit în prealabil. E pregătit. E pregătit? Deci atunci uitați-vă la caseta de dialog, citiți cu grijă, încet, numele documentelor, trebuie să-l găsiți. Îl văd. Lașat? Dumneavoastră știți ce ați pregătit, ce vreți să ne... Așa, acum suntem în screen sharing. Se vede? Un ecran alb deocamdată. Nu știu de ce, stați așa. Preview share? Da. You are sharing screen? Da, să partajați ecranul. Nu înțeleg de ce nu se vede. Monica? Da? Da, dar nu știu de ce nu ți se vede, Sofia. Nu știu nicio de ce nu se vede. Bun, o să facem în felul următor, fără supărare, pentru că altfel pierdem destul de mult timp până reușim să recuperăm și să depanăm. O să rog pe doamna Onojescu să treacă la următorul vorbitor, iar pe dumneavoastră, doamna Dobra, vă rog frumos să-mi trimiteți pe e-mail materialul. Și când o să revină rândul la dumneavoastră, o să proiectez eu ecranul pentru dumneavoastră. O să vorbiți. Da? De-aia v-am și întrebat tocmai pentru că momentan sunteți cu distribuția de ecran pe al doilea buton. Dumneavoastră m-ați întrebat doar dacă puteți partaja un material și am spus da, pentru că astfel de programe de videoconferință permit distribuirea din propriul calculator. Și nu aveam de unde să știu care e stadiul de literație digitală al fiecăruia. Dar mi-l trimiteți mie prin e-mail acum și o să vi-l partajez eu. Da, ceea ce ne-ați partajat este tabla albă, whiteboard-ul. Bine, atunci mergem așa, până când își trimite Sofia materialul, da? Dobra, Monica Halasi. Așa, în ordine alfabetică, cred că am respectat-o bine, da? Da, bine ați respectat-o. Așa, bine. Bună ziua, mă bucur să văd că întâlnirile acestea legate de modelul de subiect pentru evaluarea națională 2021 a suscitat un așa interes. Sarcina mea era aceea de a face o analiză SWOT a subiectului 3. Am încercat să fac o astfel de analiză și o să o și proiectez, însă o să vă rog la un moment dat să facem împreună un exercițiu de evaluare. De aceea o să trec foarte repede peste punctele tari și punctele slabe, explicându-le sau în fine atrăgând atenția lor destul de puțin, pentru că vreau să lucrați cu mine
să lucrați cu mine, să lucrăm cu toții pe, în evaluarea subiectului 3, pornind de la răspunsul unui elev. Și sper că la mine se vede. Se vede? Se vede, Monica, fără niciun fel de problemă. Da? Da. Ok. Da, bine, am uitat că trebuie să fac și asta. Am încercat să găsesc câteva puncte tare ale subiectului și le-am găsit, deși așa cârcotașa din mine spunea, nu o să găsești niciodată nimic tare pentru că ești destul de pornită. Am găsit trei puncte tare ale acestui subiect, trei, și anume faptul că evaluează competența de receptare a unui text literar. E o competență ruptă cumva din competența mare, receptarea textului scris de diferite tipuri. Evaluează nivelul de structurare a competenței generale 2, dincolo de faptul că merge pe receptarea textului literar, subiectul 3 este mai mult un exercițiu de redactare, sau în fine este o sarcină de evaluare ce vizează redactarea. E vorba de structurarea competenței generale 2, redactarea textului scris de diverse tipuri prin măsurarea și subiectul măsoară, de fapt, această competență prin nivelul de structurare a trei competențe specifice, cel puțin eu așa am înțeles această cerință, și anume competența 2.1, redactarea unui rezumat sau unui text simplu sau complex, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate. Competența specifică 2.4, analizarea constantă a propriului scris a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilității, al coerenței și al clarității. Și apoi aplicarea constantă a normelor privind etica redactării pentru crearea unor texte originale. Nu sunt foarte sigură că această competență specifică e evaluată. Nici nu știu dacă în momentul acesta contează. Un alt punct tare al subiectului este faptul că evaluează procese cognitive diverse și de altfel în ordinul de ministru care stabilește programa pentru evaluarea națională din anul școlar 2020 și 2021 încolo, se precizează că subiectul va evalua procese cognitive valorificate și în testările internaționale. Dintre punctele slabe, am încercat să le concentrez. Și aș merge pe primele două. E vorba de depășirea programei școlare și de depășirea programei pentru evaluare națională. De ce? Pentru că orice competență specifică evaluez, ea se formează în școală printr-un instrument care este conținutul. Conținuturile din programa școlară și din programa de evaluare națională sunt foarte puține în ceea ce privește redactarea. Și în anexa 1, care vă spuneam că stabilește programele de evaluare și cumva anunță și structura, sau în fine anticipează structura subiectului sau tipul acesta de subiect, se precizează că tipurile de texte posibile pentru sarcinile de redactare sunt următoare. Tipul acesta de compunere propus la subiectul 3 nu se regăsește printre aceste tipuri de texte. Acest tip de compunere nu a fost exersat de-a lungul celor 4 ani de școală, sau în fine, nu, conform programei, nu se exersează un astfel de text. Și atunci nu este firesc să evaluez într-o evaluare națională cu miză, pentru că nu e doar o evaluare de certificare, ci și o evaluare de ierarhizare, nu e firesc să evaluez ceva ce nu am exersat. Oricât de mult transfer aș susține că fac. Dintre tipurile de texte posibile pentru sarcinile de redactare, ni se dau acestea: scrisoare, e-mail, jurnal, texte narrative, persoana întâia, treia, marcând momentele subiectului și circumstanțele, adică relatarea unor experiențe personale și narațiuni ficționale, texte descriptive,
texte descriptiv-narrative de tip prezentarea unui proces, texte explicative, interpretarea unor secvențe din texte citite, caracterizarea ale personajelor, text de opinie, text argumentativ, jurnal de călătorie sau de activități zilnice, cererea și interviu. Asta este motivul pentru care am considerat că punctele slabe sunt acestea, o reprezintă această depășire a programelor și școlare și pentru evaluarea națională. Un alt punct slab este că într-o anumită măsură încalcă câteva principii ale evaluării, două dintre ele am notat aici, și anume principiul că întotdeauna curriculumul evaluat trebuie să fie sub curriculumul intenționat, și aici e ușor depășit acest curriculum intenționat, iar o calitate a unui instrument de evaluare este validitatea, care aici, și e punctul meu de vedere, este discutabil. Se încalcă printr-o cerință de redactare pornind de la un text literar fără niște sarcini de evaluare care vizează înțelegerea textului, se încarcă niște principii didactice ale studiului etapizat al textelor literare sau al didacticii lecturii. Dacă bine țin minte, în didactica dumneaei, doamna Alina Pamfil chiar vorbește de faptul că abordarea textului literar se realizează în pași mărunți, în pași mici, și se încalcă, spuneam și data trecută, niște principii ale didacticii redactării. La ce mă refer aici? Conform tendințelor din didactica redactării, elevul trebuie învățat să lucreze în etape. Și dacă vă gândiți cum apare conținutul la domeniul redactare în programele școlare, cu siguranță vă amintiți că apare în permanență conceptul de etapele scrieri. Față de generațiile trecute, copiii de acum, bine, elevii care intră acum într-a 8-a, dacă li s-a aplicat corect programa, au fost învățați că atunci când scriu un text complex și nu numai complex, trebuie să urmeze niște pași. Structurarea informației, redactarea planului, realizarea unei ciorne, revizuirea și apoi redactarea. O astfel de parcurgere etapizată a redactării textului mi se pare că a fost omisă, pentru că activitatea în sine de redactare e o activitate cronofagă și dacă mă gândesc la întregul subiect, la toate cele la întregul model și mă gândesc la toate cele trei subiecte, pot să constat că timpul alocat redactării nu e foarte, nu știu, ofertant. Mai pot detalia aici, dar nu cred să mă încadrez în minutele astea, că altfel doamna Nojescu m-a amenințat că îmi taie microfonul. Partea de contextualizare care este prezentă în testările internaționale este inutilă în acest context și induce direcții de interpretare. Noi știm că elevul are libertatea de a interpreta textul. Ne zice și Umberto Eco, de fapt, ne avertizase asupra operei deschise și... copilului se induc niște direcții de interpretare în maniera aceea de dinainte de 89, dar sunt niște direcții de interpretare care nu îi se cer în sarcina de lucru. Am văzut într-un test Cambridge, într-o testare Cambridge, o astfel de structurare a subiectului, cu astfel de moment de contextualizare, numai că acolo partea asta de contextualizare era necesară pentru un text de opinie și nu pentru interpretarea, în fine, un metatext. Apoi, cerința are niște formulări stângace, cu exprimări, cu greșeli de exprimare și cu inadvertențe. Produsul în sine va duce la un amestec de registre stilistice ușor hilar. Se va trece de la un discurs specific metatextului la un discurs despre experiența personală și data trecută era pe chat o întrebare, dar la ce persoană va nara copilul sau va prezenta copilul experiența lui personală. Ponderea punctajului mi se pare foarte mare, 30 de puncte e enorm pentru această cerință, iar baremul nu e în concordanță cu cerințele.
Și vă spuneam că mi-aș dori să facem un exercițiu de evaluare. În tabelul acesta, o să sar peste formulări, vreau doar să încercați să evaluați. Monica, nu știu dacă nu cumva ai uitat să prezinți tabelul. Pentru că eu pe ecran nu văd niciun fel de tabel de la tine, văd doar slide-ul de la punctele slabe, diapozitivul cu punctele slabe. Ok, am făcut un hiperlink, dar nu e nicio problemă că ies și... Vezi dacă dând dublu click pe el, dacă îl accesează. Okay. Acum, da. Așa. În coloana întâi avem cerința, în coloana a doua baremul, în coloana trei răspunsul unui copil care trece în clasa a 8-a. Și o să vă rog să citiți cerința, baremul, răspunsul și să încercați să punctați partea asta de conținut a compunerii. Și eventual să puneți punctajele pe chat. Am încercat să activăm polling-ul, dar era nevoie de un update pe care n-am apucat noi să-l facem. E ok? Adică sunteți de acord? Aș vrea să aud niște voci, măcar să-mi confirme cineva că vrea să facă asta. Sigur. Da? Ok. Da, se poate face. Vreți da. Să citesc textul din dreapta, din răspunsul? Da, citești, da. Sau da, ar fi mai bine. Da, ar fi mai bine că nu se vede. Primul reper al acestei compuneri era vei prezenta lumea descrisă în text. Și copilul cu pricină a spus așa: lumea pe care o descrie autorul este una cu izvoare, din care se adapă animalele, cu cerbi veseli care galopează prin pădure, cu copaci vii în care păsările se ascund și cu bârloguri ale urșilor ce urmează să hiberneze. Frunzele căzute ale copacilor au culori vii specifice toamnei, zăpada este albă ca și cristalul, iar vântul cântă melodii ale copilăriei. Baremul, adică acestui reper se alocă 4 puncte, baremul sună așa, prezentarea cu propriile cuvinte a lumii descrise în text, dezvoltarea ideilor, 2 puncte. Dezvoltarea nuanțată a ideilor date, demonstrând înțelegerea textului, 2 puncte. Prezentarea schematică a ideilor date, 1 punct. Preluarea ideilor date sau redundante, 0 puncte. Doamna Paicu e cu microfonul. Da. Corelarea ideilor date cu detalii din text, 2 puncte. Corelarea ideilor cu detalii relevante pentru sensul global al textului, 2 puncte. Corelarea ideilor cu detalii, dar care se îndepărtează parțial de sensul global al textului, 1 punct. Transcrierea versurilor fără raportare la sensul global al textului, 0 puncte. Cât atât? Cum evaluați răspunsul acestui copil, având în vedere baremul? Că apoi despre barem cred că o să vorbească Delia. Eu cred că poți să le dai câte? 3 minute, 2 minute? Și cu asta... Cam deja curg răspunsurile pe chat. Da. Și până acum, din ce am văzut, majoritatea... Au fost, de fapt, toate până acum au fost de 2 puncte. 2 puncte. 2 puncte pentru dezvoltarea ideilor. Și un punct pentru corelare. Corelare. Da. Bun. Întrebarea mea este în ce măsură baremul corespunde cerinței, și asta este o întrebare deschisă și spre Delia, în ce măsură prezentarea elevului se cerea, elevul știa că va trebui să prezinte lumea descrisă în text, raportându-se la niște idei. Asta e o întrebare deschisă. Al doilea reper, cred că doamna Paicu e cu microfonul deschis. Da. Nu, e închis. Da, e deschis. Acum i-am dat eu frumos pe mut. Bine. Da, e gata, nu mai face microfonie. Da.
da, bun. Vei selecta două secvențe din poezie care exprimă iubirea pentru natură, explicând semnificațiile acestora. Iubirea față de natură se reflectă în secvența. Bătrânul pădurar visează parcă îndrăgostit de codrica de oartă, pe care în timp mai vechi ca amintirea el a durat-o, rânduind în ea galop de cerbi, bârloc de urși și unduirea izvoarelor, să aibă fiarele ce bea, din care reiese iubirea eternă față de lumea pe care o slujește. Din secvența dureri și bucurii de ale pădurii s-au petrecut și în suflet el le-a strâns, și neschimbându-și apa cătăturii în taina râs cu ele ori a plâns, se desprinde afecțiunea bătrânului pădurar față de pădure și față de animalele din codru. S-a bucurat și a plâns alături de animale. Paranteză, naștere și moarte. Aveți aici baremul. Câte un punct pentru selectarea oricăror două secvențe din text relevante pentru tema dată? Câte două puncte pentru explicarea... Nu pentru tema dată, pardon. Așa, nu pentru tema dată. Așa era... Pentru iubirea pentru natură. Da, așa era în... În enunț este pentru iubirea pentru natură. Dar în baremul din care am preluat... Sper că n-am, cred că am preluat corect din barem. Tema dată era. Nu? Delia, te uiți? Relevante pentru iubirea pentru natură. Așa scrie în barem? Cred că da, o să-l deschid și eu spre verificare. Ok. În unele locuri spune într-adevăr pentru iubirea pentru natură și în altele temă. Este o neconcordanță acolo, da. Într-adevăr, între cerință și barem. Da, deci eu am dat copy-paste din document, adică n-am... Bun. Putem... Da, tema dată, scrie, zice și Alina Murar. Pot să trec mai departe, da? Vei interpreta... Monica, da. Ai depășit cu mult timpul. Păi, eu zic că dacă mă mai lăsați 5 minute, tac până... 5 minute, bine? Da. Vei interpreta o figură de stil pe care o consider sugestivă pentru iubirea de natură? Răspunsul e, enumerația dureri și bucurii este sugestivă pentru iubirea pentru natură și arată că pădurarul trăiește sentimente diverse față de lumea în care trăiește. Numirea unei figuri de stil, selectate corect un punct, interpretarea figurii de stil selectate, interpretarea adecvată și nuanțată care să conțină sensurile multiple ale figurii, prezentarea unui sens al figurii, parafrazarea figurii de stil, emoția, sentimentul transmis și imaginea creată prin limbaj, prezentarea adecvată a modului subiectiv în care autorul prezintă lumea prin limbajul figurat. Deci, în general, aici s-au punctat între 2 și 4 puncte din cele 6 posibile. Din câte am văzut, fluxul pe chat. Da, da, asta văd și eu. Și aici Adelea probabil va atrage atenția că defalcarea baremului nu e în concordanță cu cerința și cred că și Sofia va vorbi despre asta. Și avem în final corelarea unei idei din textul dat cu experiență din viața ta sau cu o idee dintr-o altă operă artistică. Acest text mi-a amintit de dragostea mea pentru prietenii mei de la școală, deoarece așa cum pădurarul iubește lumea în care trăiește, și eu iubesc lumea în care trăiesc și aceasta este reprezentată de școală. Legătura dintre exemple, nu știu ce exemple, că eu nu înțeleg despre ce exemple e vorba aici, două puncte, compararea celor două idei prin prezentarea unei asemănări sau deosebiri, două puncte. Media generală acordată cam 3 puncte, 2-3 puncte. Da, deși nu înțeleg de unde vin 3 din puncte. 4 puncte. Nu, pentru că se pot da punctaje parțiale. Ar fi fost interesant persoanele care au dat, de exemplu, 3 puncte să scrie în paranteză care dintre criterii este punctat complet la 2 și care e punctat parțial. Pentru că baremul din nou e într-o totală discrepanță față de sarcina de lucru.
Bun, mulțumesc pentru corectură. Și o să vă spun doar ce oportunități, nu o să mai deschid PowerPoint-ul, o să vă spun ce oportunități am găsit. Oportunitatea e tocmai generarea acestor dezbateri care poate duc la o soluție legată de cum să fie structurat până la urmă întregul subiect. Iar amenințările sunt un pic mai multe. Pe de o parte, se induce ideea că un astfel de tip de compunere, o astfel de formulare este corectă, o astfel de construct este corect, va genera, așa că cred că Mădălina spunea data trecută, efectul backwash, ne vom duce la clasă și vom lucra așa, răspunsurile pot fi ușor șablonizate, profesorii vor exersa aceste tipuri de compuneri în defavoarea celor din programa școlară, se poate genera o confuzie între modelul orientării, modelul orientării spre cititor sau modelul dezvoltării personale și experiența personală și citesc din lucrarea de didactică a Florentinei Sâmnihăian că evaluarea în modelul orientării spre cititor se poate realiza prin solicitarea elevilor de a formula opinii sau de a evalua personal textele literare. Și, nu în ultimul rând, așa cum îmi sugera astăzi Horia, o astfel de cerință va duce la bagatelizarea dimensiunii estetice a textului literar. Mulțumesc! Da. Și acum urmează Delia, care merge în continuarea ta. Deci, Delia, ai rezolvat? Eu. Mai da. Atunci, Sofia. Bun, foarte bine. O să încerc să proiectez ecranul. În momentul în care sunteți gata, doamna Dobra, se poate merge. Stați așa. Haideți să încep direct ca să fie destul de scurt. Tema mi-a fost cumva deja trasată de doamna Onojescu, căreia trebuie să-i mulțumim pentru aceste dezbateri foarte interesante și, zic eu, utile. Și să trecem la parcursul pe care mi l-a propus. Deci să schimbăm slide-ul. Da. Delia, schimbă tu. Da, asta. Asta. Da. Așa. Parcursul firesc al sistemului, pentru că nu putem să vorbim doar de evaluare în această situație, este de la planul cadru, care va genera programa, care la rândul ei va genera manualul și predarea. Acestea două vor genera mai departe formarea de competențe. Iar evaluarea va trebui să se raporteze, să măsoare, de fapt, formarea de competențe, în așa fel încât să putem regla ceea ce este în programă. După cum observați, parcursul nu prevede câtuși de puțin ca evaluarea să aibă de-a face cu programe sau cu tot ceea ce ține de curriculum. A fost foarte interesant pentru mine, pentru că, punându-mi această problemă, mi-am răspuns unde a apărut fractura între politicile educaționale inițial bune și ceea ce se întâmplă în sistem în momentul de față, unde lucrurile nu merg. Și am găsit acest răspuns încercând să fac această schemă. Evaluarea la noi și-a depășit din acest punct de vedere rolul și a încercat să facă programe, să dea direcții, să facă politici educative, ceea ce este din acest punct de vedere greșit. Deci, să mergem la următorul. Pentru că a fost foarte interesant pentru mine în momentul în care am pus competențele din programa școlară, așa ne oprim puțin, nu, de-o la următoarea, competențele din programa școlară și competențele din programa de evaluare. Și am constatat că acele competențe din programa școlară care merg în progresie de la clasa 5-a la clasa a 8-a și care presupun o chestiune de înglobare a unei competențe în cealaltă, pentru că o competență atinsă la un anumit stadiu generează următoarea competență, altfel nu se poate, merge mai departe.
ajunge în această programă de evaluare națională, vă rog să vă uitați la ce. Avem doar două competențe care sunt atinse, care sunt în clasa 8-a și care sunt atinse. Toate celelalte sunt competențe din anii precedenți, care ar fi trebuit să fie cumva integrate acestor competențe. Mergem mai departe. Rezultă că din această schemă destul de largă pe care v-am prezentat inițial, evaluarea nu va elabora niciodată programe. Cel mult se face asta în străinătate, va elabora un silabus care înseamnă o sintetizare a competențelor și a conținuturilor din programă, pe care nu poate să le modifice și nici să le elimine. Atenție! Mergem mai departe. Mi se pare că în programa care mi s-a oferit pentru evaluare nu s-a înțeles progresia competențelor specifice din programă, a căror structurare finală apare în clasa a 8-a. Deci ele trebuiau cumva incluse și corelate cu ceea ce însemnau conținuturile de evaluat. Mergem mai departe. În așa fel încât uitați ce se întâmplă. Prima competență specifică de evaluare rămâne la nivelul clasei a 5-a, schimbând radical intenția programei de gimnaziu, fiindcă evaluarea, interpretarea din clasa 8-a devin identificare. Este o mare diferență între interpretarea unui text sau interpretarea unei figuri de stil și identificarea ei. Mergem mai departe. Din acest punct de vedere, atât profesorii cât și elevii vor fi puși într-o situație care va descumpăni, pentru că nu există o concordanță între programa oficială, programa aceea intenționată și cea de evaluare. Apare, așa cum a spus deja Monica, efectul Becoș și se modifică direcția de predare. Și nu vom mai ține seama nici de manual și nici de programă, ceea ce este foarte grav. Am trăit acest fenomen și eu recunosc, ca orice profesor onest, am renunțat să mai predau romanul, pentru că nu avea rost, pentru că tot făcând exerciții pe fragmente de text, nu avem sub nicio formă posibilitatea de a evalua, de exemplu, un roman. Mergând mai departe, tot din cauza acestei programe apare nevoia de modele de subiecte, care n-ar trebui să apară. Nu avem nevoie de modele de subiecte pentru a reuși să vedem cum se atinge o anumită competență. A spus deja Monica, transformarea modelelor într-un tipar repetitiv, în așa fel încât nu vom mai învăța ceea ce avem noi de învățat, un anumit conținut care să-mi atingă o anumită competență, ci vom lucra doar subiect. Și ceea ce este mult mai grav, mult, mult mai grav, este că învățarea pentru examen devine învățarea în România și nu învățarea pentru viață. Mergând mai departe, și referindu-ne strict la subiectul al treilea, deși eu trebuie să vă mărturisesc că sunt foarte nemulțumită și de celelalte subiecte, mai ales de subiectul al doilea de limbă, dar poate veți aborda problema, fiindcă nu sunt așa fericită ca Adelia cu acest subiect. Primul a spus multe rândul trecut, Monica. Haideți să vedem, este un subiect de redactare. Plec de la ceea ce spune Alina Panfil, că activitățile de scriere nu pot fi gândite modular, ci numai în relație cu cele de comunicare orală, de lectură și de studiu al limbii. Deci există niște consecințe. Să mergem mai departe, Delia. O primă problemă care apare asupra acestui subiect. Este o scriere despre experiența proprie sau o scriere despre textul literar? Așa cum s-a subliniat până acum și nici nu are rost să mai insist, cerințele subiectului amestecă două tipuri distincte de redactare. Scrierea despre textul literar cu producerea de text reflexiv. Ceea ce
din acest punct de vedere, va duce probabil la o lucrare care nu are cum să fie punctată, iar ceea ce este mai grav, va duce la niște deprinderi pentru întreaga viață greșite. Haideți să mergem mai departe, pentru că vom vedea imediat ce se întâmplă. A spus deja și Monica, în plan stilistic se produce un amestec de registre. Și anul acesta studiem registrele stilistice în clasa a 8-a. Avem obligația să le spunem elevilor că nu avem voie să amestecăm registrele, pentru că efectul, indiferent de ce vom dori noi, va fi unul comic. Nu se poate, este exclus să scrii despre textul literar. Cu trimiteri tehnice este evident, pentru că acolo se pomenește de o figură de stil, și asta va impune un registru solemn la persoana a treia și să trimiți în același timp la experiența personală, care se va face automat într-un registru familiar, în cel mai fericit caz, în cel standard, și se va folosi obligatoriu persoana întâi singular. Acest amestec este absolut de condamnat. Nu este un lucru fericit care ne arată cât de minunați suntem noi, ci este un lucru care ne dovedește că abordăm greșit textul literar și greșit compunerea reflexivă. Mergând mai departe, vom observa că textul literar rămâne nevalorificat. Am notat aici și formulările care sunt, așa cum s-a subliniat, stângace. Iubirea despre natură să valorifice textul literar, cunoștințele, ce înseamnă cunoștințe, și științifice, este un melanj absolut, și experiențele personale. Programa școlară nu face eroarea de a amesteca tipurile de redactare. Este un lucru pe care trebuie să îl subliniem. Mai departe, haideți să mergem, a doua problemă permite subiectul ca elevul să-și exprime părerea despre textul dat ca suport. Activitatea de lectură a textului e extrem de importantă în receptarea lui și în formarea experienței scripturale chiar. Pentru că nu pot să scriu despre un text fără să-l înțeleg. Fără îndoială, această etapă este precedentă redactării și ca atare ar trebui să-i permită elevului propria interpretare. Mergând mai departe, vom constata că elevul nu poate să facă acest lucru. Lui se dau cuvinte cheie. I se dau deja niște enunțuri considerate idei despre text și mă întreb ce înseamnă idei despre text. I se dă un enunț care e considerat interpretare și care este într-un limbaj plin de clișee lingvistice și ideatice. Atenție că se spune asta în barem, blocând practic interpretarea din partea elevului. Așa cum s-a spus deja, mergem mai departe, ar fi fost necesare niște exerciții de înțelegere de text, pentru că practic este abordat impropriu textul liric. Dacă în cazul textelor epice sau dramatice se poate merge în abordarea înțelegerii de la strategii reductive spre multiplicarea de semnificații, în cazul liricului se procedează invers, adăugându-se prin decodificare limbajului figurat pentru a obține în final o reducție la semnificație. Din acest punct de vedere, subiectele pentru examen, pentru că s-a amintit acest lucru, trebuie să fie de toate tipurile. Nu numai liric, ci și epic, ci și dramatic, și non-literar. Cu toate tipurile care există în program. Mai departe. Nu va rezolva această problemă, apropo, multiplicarea modelelor de subiecte, cât uși de puțin. Asta este un lucru care nu va duce decât la ceea ce am spus, la clișee, la crearea de obiceiuri proaste în tot ceea ce face elevul. Câteva propuneri de remediere. Elevul ar trebui ajutat prin întrebări de înțelegere de text. Și sunt de acord cu propunerea de a aduce în față textul literar. Textul literar, fără îndoială, trebuie să rămână și trebuie studiat.
Găsirea unei semnificații a unei figuri de stil care ar trebui să aibă și multiple semnificații, atenție, și nu știu dacă în afară de metaforă ar mai fi ceva, este total insuficientă pentru interpretarea unui text liric. Interpretarea cât de cât adevărată a unui text liric. Apoi s-a spus deja, nu se relaționează deloc ceea ce se cere cu ceea ce este în barem. Sigur că este foarte bine că se schimbă viziunea, dar haideți să o schimbăm în direcția bună, ca să zic așa. Deci, mergând mai departe, Delia, aș opta pentru ceea ce înseamnă o abordare corectă din punct de vedere literar a textului în tot ceea ce înseamnă construcția de subiect. Atenție că și astăzi și în barem se vorbește, de exemplu, de autorul care prezintă lumea într-un limbaj figurat. E o impresie că se confundă niște noțiuni de teorie literară, autorul nu este vocea din text. Și ceea ce mai are o consecință nefericită pentru întreaga viață este că elevul va confunda textul literar cu textul non-literar. În textul literar nu este vorba de vocea autorului. Atenție! Abordarea textului non-literar înseamnă clar un text care are o referință precisă și a cărui veridicitate se poate proba. Mai departe, v-aș propune să separăm aceste tipuri de texte și să fie abordate în subiecte totalmente diferite. Ceea ce mi se pare foarte bun pentru restructurarea probei este corelarea, compararea cu un text studiat la clasă, care este chiar un conținut al programei și care leagă în mod firesc experiența personală de învățare a elevului cu cerința de examen, așa cum sublinia și Monica. Experiența personală nu înseamnă doar experiențe exterioare, ci înseamnă și experiențe intelectuale. Și cred că ar trebui cumva să mutăm totuși acest accent în zona intelectuală. Atenție că tendința de a ignora literatura, de a ignora cultura, este un foarte, foarte mare pericol. Mai departe, să menținem subiectul, să-l aducem în față cumva și să fie o redactare despre textul literar, făcându-se și înțelegere de text, renunțându-se la sugestiile care înseamnă, de fapt, o impunere a unei lecturi anume făcută de propunător, ceea ce nu mi se pare câtuși de puțin fericit. Mai departe, o disociere clară a tipurilor de redactare, care sunt disociate clar în programă și ar trebui pur și simplu luate din programa școlară. Formularea de cerințe care să nu genereze amestec de registre. Și aici cred că ne oprim, nu mai este nimic. Da. Revenind cumva la schema de la care am plecat. Deci, în sistemul românesc de învățământ, în acest moment, există o fractură majoră aici la evaluare, pentru că este foarte ușor să pui accentul pe evaluare. Noi ne uităm doar la rezultatele copiilor și ne plângem că nu funcționează sistemul. Păi, sistemul funcționează în primul rând în funcție de ceea ce se întâmplă în clasă. Evaluarea este doar o modalitate de a semnaliza dacă lucrurile merg bine în clasă. Ori pentru noi este foarte ușor să vorbim de evaluare ca să putem să vedem rezultatele, să putem spune că am crescut procentele, lucru absolut neinteresant. Și mai este încă ceva. Genul ăsta de evaluare și de încercare de a aduce pe un model care are alte ținte, alte finalități, cum sunt modelele din PISA și din PIRLS, înseamnă
o limitare a copiilor care ar putea să zboare ceva mai mult. Eu sunt convinsă că orice copil bine ghidat pe textul literar propus în subiect ar fi reușit să scoată mai mult dacă îi se puneau întrebările corecte în raport cu ceea ce el ar fi putut să spună despre text. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, sper că ne-am depășit. Te-ai încadrat perfect. Mulțumesc. Două lucruri simt eu nevoia să accentuez. Odată mi s-a părut foarte bună propunerea ta să se renunțe la modelele de subiecte, să rămână numai programa și un silabus. Exact cum se face la limbi moderne, pe o pagină, trebuie să știe asta, asta, asta. Și mie mi s-a părut întotdeauna o grozăbie la examene, sugestiile care vin din afară. Adică se dă titlu și copilul este în fața textului. E adevărat că sunt probleme de standardizare, da? În ceea ce privește evaluarea. Dar, pe de altă parte, dacă îi dai sugestiile, în mod normal, îl limitezi de la început. Categoric. Adică, vedeți cum se întâmplă la bacalaureat, nu? Copilul își alege două scene, le învață pe de rost, spune încă nu mai știu ce și ia nota finală, n-a văzut în viața lui cartea sau romanul respectiv, dar el ia 10 și pe urmă, da, doamna profesoară, vedeți că n-ați avut dreptate când mi-ați cerut ceea ce mi-ați cerut. Da, da, cam atât și încă ar mai o problemă. Ceva, Monica, da? dacă mai dai voie două minute. În ceea ce ne privește pe noi ca obiect, facem parte din categoria care nu poate fi evaluată precis. Nu avem cum. Sunt zone care nu se evaluează precis. Zonele artistice totuși nu au o evaluare de tip totdeauna perfect. Totdeauna este posibil să existe puncte de vedere diferite și să existe diferențe între noi. Ar trebui să ne asumăm cumva acest lucru, să știm că nu putem să dăm la o diferență foarte mică la tot ceea ce înseamnă artă și nu numai artă, sunt mai multe zone, în zone morale, în religie, n-ai cum, trebuie să înțelegi că așa este. Deci, cumva, cred că noi la ochiometru de multe ori suntem foarte aproape de aceeași notă. Încercați fără barem și o să vedeți că ajungem acolo. Am încercat chiar. Am încercat și într-adevăr s-a ajuns acolo. Da, îți mulțumim. Acum mie mi-a plăcut că ai fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Și eu am întotdeauna rezerve față de evaluarea asta standardizată cu 0, 0, nu știu cât. Da? Pentru că nu, suntem noi îngrozitori de diversi, încercăm copiii să fie cât mai diversi și deodată ne limităm într-un barem, așa ca într-un pat al lui Procust. Acum e bine, Monica, să vedem baremul de data asta pe Delia, da? Ok, bun, mulțumesc frumos, am să-l proiectez imediat. Să știți că dacă mă întrebați și pe mine, eu sunt genul care ar prefera o evaluare standardizată din mai multe puncte de vedere. Aș prefera să o am în mai multe stadii, pentru că mi-ar conveni ca optul meu de la clasă să fie egal cu optul dat de profesorul dintr-un alt colț de țară, să nu-mi fie frică pentru notele pe care le pun copilului și să nu îi fie judecată lucrarea cine știe cum de un ochi neatent. Dar ca să pot ajunge la genul acela de evaluare în care una și aceeași lucrare evaluată, să zicem în județul Satu Mare, că de acolo sunt eu, și în București, primește aceeași notă, este nevoie ca baremul să fie extraordinar de standardizat, ori asta este de fapt munca cea mai grea. Asta este partea extraordinar de dificilă din tot ceea ce avem de făcut. Subiectul al treilea, propus pentru evaluarea națională a elevilor de clasa a 8-a, este un subiect interesant. Un subiect care mie îmi place prin propunerea textului literar,
e frumoasă, e sensibilă bucata de poezie aleasă. Și prin faptul că încearcă să folosească mai multe categorii de stimul, confruntându-l automat pe elev cu experiențe multiple de lectură. Poate că ar fi interesantă ideea înlocuirea acelui plan de idei, dat, cum s-ar zice, pe tablă sau această zonă de notițe, cu un tablou, cum a propus Amy, sau altceva care să aducă un instrument suplimentar de lectură să nu îi se ghideze interpretarea. Și poate că acel text multimodal, adică post-itul, pus cu termenii, cuvintele cheie, iubire, arcă, arca lui Noe, mit, metaforă, ar putea fi înlocuit cu o listă de repere de discuție, ca un fel de reminder, astfel încât eseul să fie structurat. Cred într-un astfel de subiect care conduce elevul spre o lectură conștientă, asumată a unui text literar, pentru care, de fapt, și lucrăm atâția ani în clasă, și o împletire a acestei lecturi cu exemplul personal, cu orizonturile sale de lectură, cu trăirea lui lăuntrică sau cu experiența contactului cu diverse forme de manifestare ale artei. Nu m-aș duce totuși până la zona ecologismului ca experiență personală integrabilă în subiect, e adevărat. Dar cred într-un astfel de subiect și cred că cu deplasarea unor accente, cu grijă la reformulare, el poate fi transformat. M-am gândit cum aș încerca eu să-l reformulez și nu pretind că este o reformulare bună, este doar o încercare. Vă rog să mă iertați, sunt începătoare în ale domeniului și de multe ori pripită în a cugeta. Însă mă gândesc că altceva ar fi dacă am deplasa în enunț puțin accentul pe ceea ce vrem să obținem, pentru că exemplul pe care l-am văzut la Monica Halasi a fost frumos, dar eu de la copiii cărora le-am dat acest subiect ca parcurs să văd cum se adaptează, am obținut compuneri mult mai rele, mult mai banale. Și dacă revizitez cerința, cred că aș formula-o așa, e un punct de vedere personal, rețineți, vă rog. La școală ai studiat poezia Bătrânul Pădurar de Nicolae Labiș. Din clasa 6 ții jurnal de învățare la limba și literatura română pentru a scrie experiențele tale din cursul lecțiilor. Scrie în acest sens o intrare de jurnal de minimum 150 de cuvinte, valorificând poezia pusă la dispoziție și realizând, referitor la subiectul iubirii față de natură, conexiuni între această poezie și experiențele tale sau alte lecturi, opere artistice. O să rog pe doamna Fenechiu să-și închidă, dacă poate, microfonul și dacă nu o deranjează. În redactarea compunerii vei ține cont de următoarele aspecte. Vei prezenta cu propriile cuvinte lumea descrisă în text, referindu-te la ea cu ajutorul temei și al mesajului poeziei, al unei idei poetice formulate sau unor trăiri exprimate. Vei selecta două secvențe din poezie care te-au condus la enunțarea temei și sau a ideilor și vei explica semnificațiile acestora. Vei selecta în sprijinul a ceea ce scrii o figură de stil sugestivă pentru tema și ideile alese de tine și o vei interpreta. Vei corela ideea ta despre lumea din poezie cu experiențele tale, și aici am înțeles-o într-un sens mai pragmatic, și cu o altă lectură sau cu un alt tip de operă artistică la alegerea ta. Mai departe, ceea ce am mai jos este o propunere de transformare a baremului. Pentru că distorsiunile de corectare și problemele acestea de notare și veșnicele valuri de contestații vin adesea din aplicarea diferențiată a baremului. Și până când baremul nu va fi suficient de clar, suficient de explicit pentru toți profesorii care sunt puși în fața actului evaluării, până atunci diferențele astea vor subzista. Și cred că baremul ar putea să câștige în greutate și în aplicabilitate dacă
ar fi și explicat ceea ce stă în spatele lui, adică pentru ce îl scriem. De exemplu, ce urmăresc prin reperul 1? Obiectivele cognitive ale acestui reper sunt reflectarea și evaluarea asupra conținutului unui text și emiterea unei judecăți cu privire la temă și mesaj sau trăiri, sentimente, presupunând să se bazeze pe text și pe convingeri. Deci, procesele cognitive de nivel înalt, 4, 5, 6, agregate într-un cadru complex. Iată enunțul care se punctează, prezentarea cu propriile cuvinte a lumii textului și a mesajului poeziei, a unor idei poetice, pentru 4 puncte, defalcat pe 2 componente, dezvoltarea ideilor și corelarea ideilor. Pentru dezvoltarea ideilor, se dau 2 puncte dacă dezvoltarea este nuanțată, demonstrând înțelegerea textului, 1 punct dacă prezentarea este schematică și 0 puncte dacă sunt reluări, parafrazări, absența dovezilor că procesele cognitive subiacente s-ar fi realizat. Pledoaria mea în acest context este pentru o detaliere care este grea, migăloasă, este cronofagă pentru echipa care construiește subiecte, însă ar putea să ajute echipele care sunt după aceea în vară la evaluare. Ce înseamnă dezvoltare nuanțată? Pentru 2 puncte, faptul că elevul folosește punctele de sprijin enunțate în stimulii suplimentari și formulează tema textului și o idee despre lumea din text, adică mesajul sau trăirile sau care ar fi în mare ideile textului. După care, specificare, tema textului este natura. Nu punctez, de exemplu, aspecte precum iubirea față de natură, pentru că ăsta e răspuns emoțional. Nu punctez codrul pădurea, pentru că astea sunt răspunsuri care detaliază, intru, de fapt, în motivele literare. Și pot să punctez anumite tipuri de idei cu mențiunea foarte clară, limba REM, că punctarea se face indiferent de formulare, pentru că ceea ce urmăresc este realizarea procesului cognitiv. Adică nu voi căuta, poate că este bine să se pună sub ochii evaluatorilor, inclusiv astfel de sublinieri, că se pot folosi sinonime și că elevul are dreptul să-și aleagă cuvintele în care să transpună astfel de idei, pentru că am văzut de-a lungul la 20 de ani de corectat în examene naționale pe foarte mulți colegi de evaluare care căutau cu din adinsul fix răspunsul din barem, fix aceeași formulare în lucrările copilului. Și o sinteză de idei care conduc interpretarea. Pentru prezentare schematică aș presupune că fie elevul a punctat doar tema, dar nu a corelat ideile cu tema, fie a formulat un mesaj, dar a uitat, a omis sau n-a putut să enunțe tema, fie a formulat doar câteva idei disparate fără să desprindă semnificația globală sau fondul de trăiri sau ideea esențială a textului. Pentru partea de corelare ar însemna iarăși să ghidez ce înseamnă atingerea a 2 puncte. Elevul se sprijină pe cel puțin una dintre ideile formulate mai sus, indiferent de formulare, și nu-i de presupus că formularea din barem și cea a elevului sunt identice, dar e de presupus că s-au realizat procesele cognitive, adică analiză, sinteză, evaluare, și se folosește în enunțarea ei de cel puțin o imagine din poezie. Integrează cel puțin 2 termeni din câmpul lexical dominant al textului în ceea ce va spune. Corelarea ideilor cu detalii, dar se îndepărtează parțial de sensul global al textului, un punct. Foarte bine, dar și aici trebuie menționat ce înseamnă că se îndepărtează parțial. Asta înseamnă că, de exemplu, elevul este în situația ca la criteriul 1 să nu fi răspuns destul de pertinent. Este elevul cu 0 sau un punct la criteriul 1. Nu-i menționată tema sau referințele la cuvinte cheie sau la câmpul lexical se fac doar enumerativ, fără explicitări, fără detalieri. Imaginile sunt transliterate, dar fără explorarea sensului. Simpla transcriere de versuri, fără raportare la sensul global al textului, 0 puncte.
Al doilea reper urmărea descompunerea textului, de fapt, în secvențe logice și formularea ideilor, înțelegerea sensului global și explicarea legăturii dintre parte și întreg. Comprehensiune, aplicare, analiză pe un context anume. Pentru că avea de selectat două secvențe care susțin enunțarea temei și a ideilor cu explicarea semnificațiilor acestora. Și fiecare din secvențe primea câte 3 puncte, 2 plus 1, un punct ca să selecteze secvența și asta înseamnă că o consider relevantă pe oricare dintre cele care iterează motive literare în corelare cu tema naturii sau imaginea ale bătrânului pădurar în relație cu pădurea pe care o îngrijește sau care actualizează cuvinte cheie ale poeziei, termeni ale câmpului lexical dominant și 2 puncte pentru explicarea semnificației fiecărei secvențe selectate. Ce înseamnă că pot da 2 puncte? Explicare nuanțată, adică elevul a selectat o secvență care concordă cu tema mesajului ideile, a formulat cel puțin o frază în care explică corelațiile și folosește verbele specifice domeniului comprehensiunii și analizei, precum sugerează, ilustrează, denotă, descrie, transmite, reflexe, exemplifică. Doamna sau domnul Manolac, e rugat să-și închidă microfonul, vă rog frumos, faceți microfonie. Așa, mulțumesc frumos. Prezentarea vagă sau parțială presupune fie că secvența nu e corect decupată, fie corelată, nu este explicită. Mă scuzați, am fost puțin din prezentare, chiar trebuie să închid cuiva un microfon. Vă cer scuze. Așa, mai o secundă. Până voi găsi respectiva persoană, durează puțin, e o listă lungă, sunteți 100 de participanți, suntem aici atât de mulți. Manolac! Da, un domn sau doamnă Manolac pe care l-am pus-o pe mut și aș avea rugămintea să nu mai deschidă microfonul pentru că se află într-o zonă unde are semnal slab și face microfonie, din păcate. Voi reveni, mă scuzați, vă rog frumos, pentru întrerupere. Deci, explicarea vagă sau parțială presupune că secvența ar fi corect decupată, ar fi corelată de principiu cu tema, mesajul, ideile, stările pe care le explorează textul, însă acea corelație nu este explicitată. Semnificația termenilor figurați nu e corelată cu interpretarea realizată. 0 puncte dacă prezentarea e irelevantă, adică secvențele sunt incorrect, irelevant decupate sau sunt simple transcrieri ale unor secvențe fără comentarii lor. Reperul 3, ale cărui obiective cognitive sunt din nou de nivel înalt, integrare și interpretare. Avem de face cu realizarea unei interpretări, identificarea elementelor de conținut care pot fi sintetizate într-o formulare nouă proprie. Zona de integrare și evaluare. Avea de selectat și interpretat o figură de stil sugestivă pentru tema și ideile enunțate. Simpla numire a unei figuri de stil corect selectată din text, un punct. Dacă nu o identifică, dacă o numește greșit, dacă o selectează, o decupează greșit, 0 puncte. Interpretarea acelei figuri de stil câștigă celelalte 5 puncte. Conținând sensurile multiple și majoritatea figurilor de stil permit totuși lecturi nuanțate, lecturi duble. Și m-am gândit că și în poezia asta există câteva care permiteau lectură mai nuanțată și aveau zone de ambiguitate. Poate se referă la asta sau la asta sau la asta. De exemplu, imaginea arcei îl pune pe bătrânul pădurar fie în ipostaza celui care preia și duce mai departe o lume creată de Dumnezeu, fie a unui salvator al lumii, cum a fost Noe. Deci sunt și puncte de ambiguitate. Dar să zicem că un astfel de barem la o poezioară mai clară se poate adapta. Aici este doar o idee de formulare a unui barem. Important ar fi, într-adevăr, să avem referire la emoția, sentimentul transmis și imaginea creată prin limbaj, adică să văd procesul acela de integrare a conținuturilor textului
cu paleta propriilor emoții, zona asta de transpunere, cumva trebuie verbalizată și atunci dacă nu am fraze în care să se vorbească despre ce se transmite și ce, și ce anume reflectă figura respectivă de stil, simpla ei prezență mecanică și pusă acolo că trebuie, că așa zice șablonul, pe mine nu mă mulțumește. Prezentarea modului subiectiv în care autorul prezintă lumea, pentru că până la urmă poezia este o extensie a unei lumi lăuntrice, este viziunea unui scriitor despre lume, reiese chiar și din figurile de stil, din alegerile de limbaj. Atunci realizarea ei prin referire contextuală la poezie ar însemna două puncte. Asta ar presupune că fraza sau frazele interpretative iterează cu ajutorul verbelor de interpretare conexiunea dintre temă, mesaj, idee, sentimente și un termen cu valoare conotativă care e explicat. Prezentarea parțială adecvată câștigă doar un punct. Asta înseamnă că se sesizează valorile termenului figurat. Fraze interpretative există, însă corelația este slabă. Doar reluare simplistă a ideilor, zero puncte. Cel de-al patrulea reper, care trimite în decor, în experiența copilului, e de fapt unul destul de înalt ca proces cognitiv, e reflecția asupra conținutului unui text și evaluarea acestuia, susținerea unei opinii prin combinarea cunoștințelor anterioare. Și asta înseamnă să poată să dea exemple, iar legătura directă dintre exemple actualizează, deci aceeași temă, aduce același fond ideatic, imagini comune, înseamnă două puncte, legătura tangențială și din nou trebuie să explic pentru că evaluatorul să știe ce înseamnă legătură tangențială. Au temă comună, dar nu conduc la discuții stabilite în jurul unui element comun. Înseamnă un punct. Compararea, iarăși, poate fi baremată. Ce înseamnă cam prezentare adecvată? Ce înseamnă cam prezentare parțial adecvată? Și o mică ajustare ar mai suporta baremul în zona redactării dacă aș transforma cerința într-una de tip jurnal, cred că aș da un punct măcar la redactare și pentru faptul că a respectat acele convenții specifice jurnalului. Și cred că este un subiect salvabil. Mie îmi place ideea de deschidere, repet, în loc de concluzie, că îmi place ideea de deschidere, îmi place gândul că mă duc spre orizontul copilului, însă vreau să mă duc cu literatură, nu fără. Și ceea ce a fost aici în prezentare a fost doar o pledoarie pentru a încerca cumva să împrietenim eficient și mai migălos, mai aplicat și mai, să zic, chiar dacă e mai chinuitor, făcând mai vizibilă corelarea între ce urmărim în eseu și ce s-a formulat în eseu, și pentru evaluator, dar și de dragul copilului. Și aici mă opresc și vă mulțumesc frumos. Și eu îți mulțumesc și discutasem înainte cu Delia și ea spunea că poate că poezia propriu-zisă sau un text literar propriu-zis și un text din ăsta care poate să fie sugestiv, poate să fie interpretat rațional. Ei, poate și nu poate. Sunt de acord, mi se pare foarte interesant ceea ce a făcut, dar nu știu dacă îl desfacem pe copil pe bucățele, e încă o dată, părerea mea. Nu. Și cred că a mai apărut încă o idee, neapărat nevoia unui corp de evaluator la nivel național. Eu nu pot să cred că marea masă a evaluatorilor este în măsură să corecteze așa cum vrei tu, adică reperele să fie identice. Cred că în momentul în care baremul este extraordinar de chichițos, poate să pară de-a dreptul obositor, că devine un fel de caietel de evaluare, reduce din distorsiuni. Și cred că mai reduce și din pragul așteptărilor profesorului, pentru că se proiectează asupra copiilor evaluați tot
felul de așteptări legate de cât de minunat vor interpreta textele. Da, poate că este clar cât de minunat poate să interpreteze chiar și un copil care va da la mate infotextul. Dacă eu stabilesc în momentul în care fac subiectul granițele acelei interpretări, dacă am nevoie de o figură de stil, dacă am nevoie să-mi spui despre ce e vorba în text, adică tema și ideea textului. Că nu vreau să te transform în poet, copile, dar vreau să scrii despre asta, asta, asta. Și atunci, cred că se reduce măcar o parte din toată proiecția asta miraculoasă din mintea profesorilor, care așteaptă uneori niște compuneri spectaculoase de la niște copii obișnuiți. În momentul în care un barem vine și spune foarte clar, tu de aici până aici evaluezi, dar acea spusă este foarte clară și foarte detaliată și îmi prevede toate zonele în care pot merge cu evaluarea, îmi anticipează pistele interpretative și îmi stabilește foarte clar niște parametri în care lucrez, atunci nu am încotro ca evaluator decât să mă conformez. Eu m-am uitat la evaluările și la baremul de la PISA. Mi s-a părut grozav. Dar nu știu dacă la PISA, cel puțin textele la care am avut eu acces, eu n-am văzut o poezie. Nu, există dar, și texte dar, ficționale, dar... Da, dar textele la care am avut eu acces, atât a fost. Da. Și aici aș vrea să răspund, dacă mi se permite, un minut Ștefaniei Ciobanu, care pe chat a intervenit punctând că din răspunsul meu înțelege că ar trebui completat baremul cu exemple de răspuns. Da, în sensul ăsta aș spune, în sensul să, nu pentru copil să ghidăm interpretarea, ci să desfacem pentru evaluator posibilele filoane și să se stabilească clar pentru evaluatori cât anume trebuie jalonat. Adică nu vreau să mai dăm peste cei care dovedesc exces de zel și așteaptă toate filoanele tematice ale textului în 150 de cuvinte, toate figurile de stil în 150 de cuvinte și așa mai departe. Deci de aia cred că ar fi foarte, foarte important felul în care se construiește baremul, pentru că genul ăsta de subiect mie chiar îmi place. Textul literar rămas actor principal, pus în scenă, însă cumva să-l împletesc cu fundalul experiențial al copilului, să induc reflexia. Reflexia este un proces cognitiv înalt, un proces cognitiv rafinat. Se poate ajunge la el chiar și cu un copil de mate, un copil care internalizează, poate că exprimă mai puțin, dar interiorizează ceea ce trăiește în preajma unui text. Orice fel de copil simte ceva citind o poezie, citind un fragment de narațiune sau citind o bucățică dintr-o piesă de teatru, dintr-un dialog comic, se va simți amuzat. Poate că vreau să vorbească despre ce îi se pare amuzant în text și poate să lege mai departe cu experiențele lui de fundal. Mi se pare interesant și mi se pare șansa pe care de fapt putem să o acordăm în mod justificat literaturii într-un secol al 21-lea, tot mai mult amenințat de lumea digitală și de pragmatism și de comunicarea strict vizuală. Însă trebuie umblat și la cealaltă parte, pentru ca frustrările să nu se acumuleze. Se poate învăța și din frustrări, se poate învăța lecții valoroase din frustrări, însă nu vreau să mă mai gândesc că sunt copii care întâmpină examenul în primul rând cu frustrare și neîncredere și apoi cu semne de întrebare. În loc să-l întâmpine ca pe un fel de certificarea a ceea ce au învățat ei să facă în anii aceștia. Și atunci, poate că la fel cum copilului îi cer ceva, ar fi echitabil să-i cer și evaluatorului ceva. Și să-i cer să respecte niște standarde de evaluare. Să nu batem câmpii în căutarea nu știu ce într-o lucrare a unui copil la un examen, primul său examen serios. Sunt convinsă că examenul trebuie să fie serios, trebuie să fie just, trebuie să pună în evidență ceea ce știe să facă copilul, dar și noi trebuie să fim pregătiți să admitem că evaluăm de aici până aici, nu tot istoricul personal al copilului și nu dezgropăm toată debaraua de schelete. Mă scuzați și mulțumesc! Da.
Și acum ultimului vorbitor, sau primul de la coadă, da? Deci în ordine alfabetică, Bogdan. Bogdan Raciu. Bună seara! Acum, cumva ar trebui să trag concluzia că suntem după 17.30 și eu, profesor, am un sentiment, confuzie, o trăire. Nu mai înțeleg foarte clar la ce trebuie să mă raportez și în momentul în care va trebui să-i pregătesc pe elevii mei pentru clasa 8-a. Pentru că s-au făcut foarte multe afirmații pe care eu, sincer, unele le-am înțeles, altele încă în logica mea nu sunt foarte clare. Și aș puncta prima dată la subiectul 3, pentru că acolo mi-a zis Belia data trecută că ar trebui să ne focalizăm și după aceea voi reveni la celelalte două cu câte observație. Acum, trebuie să înțelegem din perspectivă teoretică unde ne aflăm. Discuția, cum spuneam și data trecută, trebuie să aibă niște principii foarte clare. Mergem încă în zona estetică, în modelul curricular estetic și structuralist, așa cum am văzut în foarte multe din afirmațiile de astăzi, sau mergem cu adevărat spre modelul dezvoltării personale. Modelul dezvoltării personale presupune un alt fel de dialog cu textul și se apropie foarte, foarte tare de receptarea tranzacțională a textului și de dialogul pe care elevul îl face cu poetul. Ulterior, există două principii pe care trebuie să ne focalizăm în modelul dezvoltării personale. Comprehensiunea, care produce sensuri, la care trebuie să observăm sensurile globale, și apoi interpretarea cu semnificațiile globale. Din punctul meu de vedere, acest subiect oferă o unitate. Pentru prima dată în evaluarea la limba română, nu mai vorbim de fragmentarism. Fragmentarismul, cum spuneam și la bacalaureat, cu două scene semnificative fixe, care cumva se rup de temă uneori, aici apar introduse de o problematică a textului. E adevărat că nu se lasă foarte liberă crearea ipotezei interpretative de către elevi, dar suntem în clasa a 8-a, când din punct de vedere cognitiv, elevul se află undeva în zona mediană, între concret și abstract, dacă luăm așa grosomodo, și trebuie să vedem dacă cu adevărat elevii noștri vor putea crea ipoteze interpretative în adevăratul sens al cuvântului cu forța de abstractizare de care e nevoie. Eu nu cred că nu se face comprehensiune și interpretare așa cum am auzit mai devreme. Eu cred că primul punct, prima liniuță, primul reper este comprehensiune, așa cum spune și Alina Pamfil în cartea dumneaei, undeva pe la pagina 190, înțelegerea lumii textului e comprehensiune. Elevul poate utiliza sau nu ideile care i s-au dat, pentru că, până la urmă, comprehensiunea este despre ce este vorba, iar apoi avem o ipoteză interpretativă. Trebuie formularea să fie diferită. Clar, dacă vrem într-un an să fie așa, într-un an să fie sub o altă formă, structura, dar cred că miza acestei discipline în următoarea perioadă este să creeze o interpretare globală. Iar și noi să înțelegem foarte clar că trebuie să mergem spre comprehensiune și analiza figurilor de stil, a motivelor, doar să susțină interpretarea. Așa cum se realizează în toate didacticile, așa cum se accentuează în toate didacticile europene, și cred că marile culturi, dacă vorbim de Franța și de Germania, fac același lucru la clasa 8-a. A 8-a spre a 9-a. În sensul în care comprehensiunea este foarte clar delimitată, dar în același reper, nici francezii nu distribuie pe item diferiți comprehensiunea de interpretare, pentru că nu se merge fragmentar și secvențial în interpretarea de text literar. O altă observație, textul literar în cercetările lui Dufay sau a lui Donet sau a lui Jasson vorbesc astăzi despre o semnificație globală prin raportare reflexivă, așa cum spunea și Delia și doamna Dufay. Dar trebuie să înțelegem că inferențele în modelul dezvoltării personale vizează foarte mult ceea ce spunea Zimmerman, teoriile lui Zimmerman, și se fac trei tipuri de corelații. Text-to-text, text-to-world și text-to-self. Deci experiența personală, în mod normal, ar fi text-to-self,
experiența de lectură text-to-text și mai avem experiența lumii cu alte acțiuni text-to-word. Asta ar fi ca prim aspect teoretic, pentru că eu cred că în momentul în care discutăm despre noile subiecte, ar trebui foarte clar să ne poziționăm din punct de vedere teoretic ce se întâmplă în didactica limbilor materne europene și ce vrem să se întâmple de acum înainte. Am auzit și de compunere. Mie, sincer, mi se pare că trece cumva zona clișeului și că aventura asta a cunoașterii semnificațiilor poate avea un bun început acum, totuși este un prim progres, să zicem, dar trebuie să fim atenți la competența de clasa a șaptea, dacă nu mă înșel. Acolo se introduce răspuns critic, răspuns personal, răspuns critic și răspuns creativ. E adevărat că nu sunt menționate în conținuturi, dar orice competență integrează capacitatea cognitivă, cunoștințele și atitudinea. Răspunsul critic, răspunsul personal și răspunsul creativ, eu cred că sunt miza acestei programe, a unui mod extrem de modern, occidental, de abordare a textului literar. Și cumva să înțelegem, Natasha Delia a făcut răspuns creativ în momentul în care a transferat textul literar într-un jurnal. Deja ne-am dus pe un răspuns creativ, felicitări Delia, dar ai demonstrat un lucru. Ceea ce se cere în acea competență este dificil, dar este cumva extravagant pentru modul în care noi înțelegem literatura, dar este corect. Din punctul meu de vedere, a modului în care am citit teoriile referitoare la răspunsul creativ. Răspunsul critic vizează un metatext interpretativ care rezidă în valoarea argumentării. De aceea, tiparul textual, compunerea pe care o creează elevul, este un text complex, dominant argumentativ. Bineînțeles că trebuie să creeze și corelații, dar de aici vine libertatea elevului de a intra în interiorul textului și de a și-l asuma. Până la urmă e vorba de o adecvare a copilului la situația de comunicare și la cerința care îi se dă. De asemenea, tot în modelul dezvoltării personale, aș vrea să accentuez rolul contextului. Atât la primul subiect, cât și la al doilea subiect, este esențial contextul, atitudinea pe care elevul o are în fața contextului. De aceea tema, cum am discutat chiar la final, data trecută, în primul paragraf, mi se pare ok cu opțiune, pentru că nu mai vorbim de o temă textuală, e o temă contextuală. Este un proces, un macroproces, da? Și acel justifică-ți răspunsul, până la urmă este un proces de integrare prin care elevul își asumă o opțiune în fața informației pe care poate să o folosească atâta timp cât e vorba de o lectură eferentă. Acum, eu nu aș ști în acest moment să dau la fel de provocator soluții cum a dat Delia. Cred că ar trebui cu toții să stăm să gândim dacă am putea avea alte soluții la acest subiect, dar... Asta a fost tema pentru acasă toată săptămâna, să zic așa. Știu. Să ne gândim cum. Care merită salvat. E o chestie care merită implementată. Eu cred că merită salvat din perspectiva ipotezei interpretative, din perspectiva logicii pe care o are în comprehensiune și în interpretare și cred că orice formulare ar fi pentru acest item, dacă cele două soluții de compresiune și interpretare rămân împreună și elevul este condus spre semnificație globală, eu cred că e un câștig pentru literatură și pentru modul în care receptăm astăzi literatura. E adevărat că AMPRO poate ar trebui să facă, sau mai mulți profesori, să ne strângem și să facem o coerență în ceea ce privește conceptele, în modul în care le utilizăm și în modul în care le punem în aplicare, pentru că eu vă spun sincer, sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg și în dezbaterea de astăzi. Nu înțeleg de ce este un text multimodal, nu este un text multimodal la subiectul întâi. Oricât am zis, am citit de la CRES la toți ceilalți, există diferențe și cumva ar trebui să ne punem de acord modul în care definim aceste concepte, care sunt teoreticienii de primă mână pe care vrem să-i luăm și după care vrem să ne ducem și ulterior să dezbatem
toate principiile după care s-a realizat acest subiect, pentru că, așa cum ai afirmat, Delia, e nevoie de un barem mult mai detaliat. Dar teoria PISA face parte din evaluarea care intră în paradigma teoria răspunsului la item. Deocamdată, în România, nu am văzut abordată în examenele naționale această paradigmă. Momentan, cred că rămânem în evaluarea comportamentelor cognitive. Deci acolo ne oprim. Și programa spune că se evaluează procesele lecturii de la PISA. Da, procesele cognitive de la PISA, care până la urmă e comprehensiunea de zi cu zi. Pentru că comprehensiunea se face în special pe textul non-literar, căci literatura vorbește deocamdată despre semnificație. Da, e vorba de procesele taxonomizate de Bloom. Acelea sunt, de fapt, în spatele standardelor de evaluare a PISA. Nu pot vorbi mai mult, dar e broșura aia de 2015, oferă niște itemi, mai sunt niște item release de pe la 2018 din CBA, tot pe site-ul lor, și e de urmărit pe ce se focalizează baremarea. Pentru că, până la urmă, și noi, având o paradigmă educațională a dezvoltării personale care se traduce în termen de competențe generale în programa noastră, articulate în competențe cheie, și câtă vreme toate documentele mari de politici educaționale rămân în termenii de meta și macro competențe, judecăm competențe. Corect. Ce pot să fac? Bun, și atunci, revenim la basic things, ca de exemplu taxonomia lui Bloom, și mă uit pe ce am de făcut. Și baremarea unui item și a unui simplu și a unui complex se face la fel, prin taxonomizare și descrierea unor limite. Însă, ce o să fie foarte greu, și este lucrul la care nu știu cine ar avea răbdare să se înhame, pentru că ceea ce am dat eu este doar o ciornă, un patch de barem, da? Și s-a întins pe 5 pagini la un subiect. Gândește-te cum ar trebui să arate, de fapt, baremul ăsta și ce ar trebui să se întâmple la evaluarea națională ca să nu ai distorsiuni. Ar trebui să ai o zi întreagă instructaj cu evaluatorii și apoi să se treacă la corectare, eventual cu ghidul în brațe. Sau să încredințez, corectarea subiectelor de înaltă construcție cognitivă unui corp de experți. Se corectează lucrările, până la un punct de un corp comun de evaluatori și subiectul al treilea îl încredințez unui corp de experți. Dacă altcineva dorește să intervină, Sofia? Da. Sofia vrea. Da, vreau, pentru că am avut această discuție cu doamna Gabriela Noveanu, cea care este într-un fel mama, să zicem, acestor teste de tip PIRLS și PISA în România. De ce se poate evalua cu aceste teste? Nu se poate evalua decât înțelegerea de text, care se poate barema, dacă doriți, în taxonomia lui Bloom. Este perfect de acord că, dincolo de această comprehensiune, nu mai putem aplica aceste teste. Și trebuie să ne decidem ce dorim, pentru că este evident că noi nu dorim să creăm copii care să fie doar la nivelul de înțelegere de text. El trebuie să ajungă și la interpretare de text. Din fericire, asta scrie în program. Din fericire, și în baremele PISA, procesele cognitive înalte, ca de exemplu integrare, da, interpretare, evaluare, sunt acolo. Îmi pare rău, nu pot vorbi mai mult despre acest subiect. Mult mai rar. De itemii puși la dispoziție de minister, dar știu că sunt acolo. Da, de să știi că noi am lucrat acum și să știi că sunt foarte aproape imposibil de baremat în ceea ce înseamnă cuantificare. De asta am spus mai devreme ce am spus. Sigur că acum dă-ți seama dacă propunerea ta de a oferi prin barem o soluție de răspuns ar exista, ar
însemna moartea efectivă a capacității de interpretare a textului literar. Nu putem să dăm o interpretare. Atenție! Trebuie să lăsăm copiii ăștia să avem mai multă încredere. Se pot da direcțiile de interpretare, direcțiile, nu o interpretare, direcțiile, da, direcțiile plurale care sunt de interpretare cu libertate de formulare. Deci, ia direcțiile care sunt impuse. Eu, de exemplu, sunt totalmente împotriva a ceea ce se cheamă mesajul poeziei, pe care nu l-am auzit decât în perioada anilor 50. Avem o semnificație a mesajului, iertați-mă, inclusiv lingvistic vorbind, ne raportăm la perioada 50, iar pe mine chestiunea asta mă îngrozește. Nu se vorbește în programă, cred, de idei poetice. Eu nu am găsit acest termen în programă. Deci, ca atare, nu știu de ce vorbim. Iar jurnalul de lectură e tot text reflexiv. Adică schimbăm ce a fost cu altceva, de aceeași mărie. Problema este că creștem niște copii la nivel intelectual și învățăm să descifreze atât cât pot ei textul, sau ne ascundem în urma, în spatele unor teorii și unor cuvinte foarte frumoase care ne pot duce la eșec. Da, dacă îmi este o chestiune de ales aici. Da, e o chestiune. Da, Bogdan, poftește. Cred că e vorba de nu de a ne ascunde în spatele unor cuvinte, ci de a înțelege că din punct de vedere cognitiv la elevul de 14 ani. Da? Spuneți-mi, unde apare că elevul poate să ajungă la interpretare, la ipoteze interpretative, așa cum se prezintă... V-aș invita la clasă, la mine, ca să vedeți că eu am copii mici. Și o să vedeți că se poate face interpretare de text. Bun, înseamnă că concluzia ar fi că acest subiect este ușor. Acest subiect? Este ușor. Din moment ce elevului se dă ipoteza interpretativă, deducția mea este că acest subiect nu impune dificultăți copilului. Dacă mă întrebați pe mine, dificultatea majoră este a profesorului, nu a copilului. În momentul în care i-ați învățat pe profesori, ani de zile, să repete un discurs din X auxiliar de 2 bani și să obțină 10 la examen, va fi foarte greu să-l învețe pe copil să intre în text și să-l descifreze. Bun, dar eu discutam acum despre subiect, nu despre profesor. Din păcate, asta vă explicăm de la început. Profesorul este mediatorul, iar evaluatorul trebuie să țină seama și de ce face profesorul și de ce face manualul. Da. Ia un traseu. Doamna Onoșescu, v-aș ruga să-l provocați și pe Horia Corcheș, care de două săptămâni se dilematizează cu pe tema asta. Și cred că ne provocăm și pe Horia. Da. Da. Horia, și Horia, unde e? Da. Și să știți că nu pornim niciodată la un text liric de la temă. Trebuie să ajungem la temă, la textul liric. Dacă aș putea porni la temă, la epic sau la dramatic, la liric niciodată. Este ultimul lucru. Este ultimul lucru la care trebuie să ajung. Uitați-vă, vă rog frumos, ce frumos spune Alina Panfil apropo de abordarea textului liric. El întâi se desface, crenguță cu crenguță, și după ce am desfăcut fiecare crenguță și fiecare petală, pot să spun în final ceva. Ea mergea însă pe o imagine de ansamblu, pe o imagine globală. Acolo trebuie să ajung. Ăla e punctul final, acolo trebuie să ajungă. Restul poate să proceseze în tăcere. Da, o să invităm pe Alina... Am invitat-o și de data asta, dar a zis, lasă să rămână profesorii între ei și să nu amestecăm registrele, vorba voastră. O să o invităm la o dezbatere din aceasta și pe Alina, cât de repede se poate, și pe Tina, noroc că avem relații bune prin toate părțile și putem. Eu, indiferent de ce s-a spus, mie mi s-a părut că a fost foarte interesantă dezbaterea asta. Deci, interesantă pentru că s-a încercat din toate punctele de vedere să se spună ceva, să nu se bată apa în piuă. Nu. Au fost puncte de vedere diferite. Nu. Nu ne-am, eu cel puțin am învățat o sumedenie de lucruri acum. E adevărat, n-aș fi niciodată un evaluator cum se cade, asta e clar.
și întotdeauna m-am ferit. Ce e? Și acum hai las pe Horia evaluator. Unde este Horia? Horia... Așa, începe evaluându-ne ce am făcut. Nu știu, mulțumesc pentru provocare, deși îmi vine chiar foarte greu să, să sintetizez acum niște... Dar hai, apar să te vedem, că într-adevăr când se vede la Horia Corcheș. Mă auziți? Da, 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 nu te vedem. De văzut, nu vedem. Da, nu mă vedeți pentru că dacă pornesc, dacă voi porni camera, mi se blochează la un moment dat. Nu e nicio problemă, rămânem așa. Deci, bine. Eu am în primul rând o impresie generală care e destul de, nu știu, e tristă până la urmă. Am o impresie tristă. Cumva senzația că în toată această dezbatere lucrurile se iau prea personal și că... colegii noștri admirabili care au propus acest model extraordinar de novator și care aduce un suflu de modernitate, într-adevăr, iau cumva foarte personal toate sugestiile de reglaje, neacceptând în niciun caz să revină asupra unor... care optimizează subiectul. Aș spune câteva lucruri, poate foarte pe scurt. Da, cred că vorbim despre paradigma dezvoltării personale și că trebuie să ne o asumăm și că trebuie să înțelegem foarte bine ce este această paradigma dezvoltării personale. Însă paradigma dezvoltării personale, Bogdan, nu presupune doar contextualizare la nivel interpretativ. Presupune și etapele de trecere prin estetic și prin cultural. Paradigma dezvoltării culturale este un plus care vine față de celelalte anterioare. Iar această contextualizare și lectura, până, chiar și lectura de identificare specifică paradigmei dezvoltării personale, necesită aceste etape de comprehensiune și, în plus, nu se referă neapărat la experiențe personale de natură exterioară, ci se referă la experiențe personale de natură intimă, care pot să însemne emoții, modul în care îmi recunosc o emoție, modul în care știu să o descriu, modul în care știu să o explic, modul în care textul îmi generează o anumită emoție și modul în care el mă trimite poate înspre experiențe de cunoaștere alternative la ceea ce în mod concret în viața mea am trăit. Ce mi se pare problematic mie în acest subiect? Mi se pare foarte problematică abandonarea totuși a literaturității textului. Copiii la vârsta aceasta nu pot face această distinție. Veți vedea, eu am făcut experiența cu copilul meu personal, Monica a făcut-o cu niște copii, au făcut-o și alții, toți vor merge înspre narrarea unor experiențe personale și se vor apropia foarte puțin de text. Al doilea pericol, și eu încerc să fiu foarte clar și atunci când vorbesc și când scriu, nu să conceptualizez la nivel teoretic, dar al doilea pericol pe care îl văd aici este faptul că se direcționează această lectură de comprehensiune și de interpretare prin aceste repere, care îl limitează. Chiar cred că îl limitează. Cred foarte tare că acest tip de repere pot fi folosite cu foarte mare succes și cu un câștig enorm pentru ceea ce înseamnă scrierea reflexivă, dar nu pornind de la textul literar, ci pe marginea unui text non-literar sau de opinie. Cam acestea ar fi, în linii mari, observațiile pe care eu le-aș face, sigur, fără să intru foarte mult în detalii, deja târziu, s-au spus aici foarte multe lucruri și poate că aș vrea chiar să ascult și să revăd unele dintre intervențiile pe care le-ați avut voi aici, dar nu cred că un elev de clasa a 8-a este capabil cu adevărat să contextualizeze astfel încât să integreze un text literar fără etapele de comprehensiune, să le integreze într-o experiență personală de tipul celei care este indusă prin repere și prin baremare, mai ales. Aș
aș disocia foarte clar aici, aș disocia foarte, foarte clar, chiar cu riscul de a părea că nu am ieșit încă dintr-un model cultural, scrierea despre textul literar, descrierea reflexivă. Știu că ar părea cumva o scădere față de noutatea pe care și de vigoarea pe care o are o astfel de noutate a unui test, dar toate celelalte etape ale testului sunt la rândul lor niște noutăți și sunt un mare câștig. Pe de altă parte, nici nu m-aș raporta neapărat la concepte așa oarecum teste în cum sunt testele moderne în Europa. Nu știu, n-am văzut niciun test de evaluare de clasa 8-a în Franța, în Germania, în Anglia, care să-mi confirme că acest model de abordare a scrierii despre textul literar este valid pentru un elev de clasa a 8-a. V-aș ruga, deci eu vă rog pe toți cei care ați lucrat la acest subiect și pe care vă prețuiesc și cu care sunt, cred că am și o relație de amiciție sau de prietenie cu unii dintre voi, să mai reflectați, să nu o luați în nume personal și eventual să existe niște dezbateri în continuare și cât mai rapid eventual să apară niște reglaje. Insist de asemenea pe faptul că ar trebui să le consultăm pe cele două mari didacticiene pe care le avem totuși la dispoziție, doamna Pamfil și doamna Tina Simihăian. Nu ne putem asuma totuși să riscăm viitorul copiilor ăstora, care vor fi total năuciți în raport cu ceea ce înseamnă literatură, cu ceea ce înseamnă text non-literar, cu ceea ce înseamnă viață. Nu este vorba despre a integra literatura în viață, ci de a putea să o faci după ce le-ai disociat mai întâi. După ce știi ce înseamnă fiecare dintre ele. Sigur, am să mai scriu despre acest subiect. Nu eram pregătit acum pentru o intervenție sistematică și organizată, însă chiar cred că trebuie să stăm toți, sau poate în grupuri mai mici, și să vedem cum putem să optimizăm modelul acesta, care trebuie, pe de o parte, să fie în raport cu programa, obligatoriu trebuie să fie punctual pe programă. Oricât de proastă ar fi programa, avem și noi nemulțumiri față de ea, dar programa nu poate fi eludată și trebuie să fie și în raport cu ceea ce, într-adevăr, poate un copil de clasa 8-a și cu ceea ce presupunem că vom vrea de la el în clasele următoare de liceu. Pentru că altfel riscăm în liceu să nu mai putem să scoatem de la el ceea ce ne vom dori atunci, de exemplu, contextualizarea. Pentru că nu va mai ști unde se sfârșește una și unde începe cealaltă. Vă mulțumesc, nu mai insist, acum nu mai... Da. Monica, voie să spui ceva? Da. Am aplaudat pe Horia. Cred că ne putem aplauda pe fiecare dintre noi, pentru că fiecare a făcut efortul să fie aici, să se pregătească, să participe și fiecare, cel puțin așa sper că nu sunt naivă, eu întotdeauna pornesc de la ideea că oamenii sunt de treabă, că oamenii sunt buni, că oamenii nu sunt conflictuali, că fiecare poate să învețe de la cine, de la celălalt. Dacă mai permiteți doar o vorbă, da? Ca să-i dau un răspuns Ștefaniei. Ștefania, dragă, ați făcut o treabă foarte faină. Trebuie fundamentate teoretic, e adevărat, observațiile. Dar aș vrea să-mi arăți și tu dacă există undeva o fundamentare teoretică a acestui tip de compunere și în ce măsură, într-adevăr, ea este corespondentă cu ceea ce programa școlară solicită. Obiectivă nu are cum să fie evaluarea, așa cum spui tu, pe acest tip de subiect. Din contră, va fi foarte subiectivă. Și exercițiul pe care Monica l-a făcut la început cu acea încercare de evaluare pe care trebuia să o facem aici online, cred că este cel puțin un punct de plecare pentru a clarifica problema aceasta. Mulțumesc! Da. Eu
totuși. Pledez pentru concordie. Târziu de tot m-am lămurit. Eu și de eu. Fapt, sunt tabere diferite. Eu am crezut că toată lumea, asta a fost intenția mea, ca toată lumea să aibă un punct de vedere și o exprimare onestă pornind de la ce se întâmplă. Fiecare avem un anume nivel de pregătire, o anume implicare și pentru mine a fost extrem de important ca să adun oameni, adică să adun oameni. Mi s-a părut foarte, foarte interesantă. Și prima dezbatere mie mi se pare și a doua dezbatere la fel de interesantă. Nu cred că cei care au vorbit aici au avut vreo intenție, cum să vă spun, subversivă. Eu sunt convinsă, niciodată un lucru, eu nu cred că este perfect. Un lucru se poate pune în discuție, acceptăm și cu bune și cu rele și mergem mai departe. Adică înverșunarea dintr-o parte și din alta în susținerea punctului de vedere, mie mi se pare ca la PSD și liberali, să mă ierte Dumnezeu. Deci suntem profesori, nu partide politice și corect. Eu cred că important este să ne adunăm. Discuția mie mi s-a părut că a fost la un nivel bun, așa mi s-a părut mie. Vorbitorii s-au pregătit serios, au lucrat foarte serios pe ceea ce au avut de prezentat. Au lucrat efectiv 2 săptămâni, pentru că știu asta, și Monica, și Bogdan, și Delia. Am văzut și reacțiile de aici ale oamenilor, care au fost reacțiile de pe chat, au fost reacțiile unor oameni care îi interesează, le pasă. Și mie mi se pare grozav lucrul ăsta. Dacă ne gândim la nenumăratele întâlniri în care oamenii stau, se plictisesc și nu știu cum să ajungă mai repede acasă sau butonează telefoanele. Aici, cel puțin ce văd eu, mi se pare că lumea chiar a fost interesată. Așa că, dacă vreți, putem continua, dacă vreți, putem face o pauză. Dacă vreți, putem merge pe alte teme de discuții, vă spun. Intenția mea a fost efectiv aceea de a vedea cum ne pregătim pentru școala online. Pentru că, încă o dată, pornind de la experiențele noastre personale, nu? Aici, în volumul ăla, au scris și Delia, a scris și Monica, a scris și Bogdan, nu mai știu care sunt aici, sunt oameni care efectiv au trăit experiențele și au învățat. Deci, în 3 luni s-a schimbat teribil punctul lor de vedere în ceea ce privește învățarea online. Și eu cred că ar fi un lucru iarăși extrem de interesant, nu? Intrăm în septembrie și complet nepregătiți. Nepregătiți pentru că e vacanță. M-am uitat pe alte site-uri, sunt nenumărate grupuri de discuții și grupurile astea de discuții funcționează. Așa că propunerea mea e ca un astfel de grup, poate să fie mai mare, poate să fie mai mic, miza poate să fie mai mare, mai mică, un astfel de grup ar fi minunat dacă s-ar duce mai departe înainte. Asta e punctul meu de vedere. Concluzii nu mai are rost să trag, mi-am notat eu câteva lucruri aici, dar eu cred că așa, din punctul meu de vedere, că chiar dacă de data asta au vorbit numai 5 sau 6 persoane... Și am primit cu toții, se pare, o discuție oficială pe acest subiect, dacă bine văd în fereastra de chat, din partea Ștefaniei Ciobanu. Da. Ștefania, te rugăm frumos să intervii și cu voce. În sensul că invitația chiar stă în picioare? Desigur, bună ziua, bună seara, am urmărit cu foarte mare interes toate aspectele. Nu pot fi, din păcate, și vizual alături de dumneavoastră. Nicio problemă, se mai întâmplă. Toate aspectele care au fost precizate și pe care le-am spus și pe care și le-am ascultat cu atenție și referitor la colegii noștri, pentru că, de fapt,
suntem colegi, ori indiferent de funcțiile pe care le deținem, pentru că ele într-adevăr sunt premenice, tind să cred că suntem într-adevăr colegi și putem să ne spunem fiecare observațiile și aspectele legate de acest subiect și nu numai despre acestea, ci referindu-ne la toate aspectele, pentru că, de fapt, ceea ce vrem noi este binele copiilor. Vrem ca, într-adevăr, o evaluare să fie corectă, vrem ca acești elevi să ajungă la standardele pe care le presupune programul școlar, vrem ca acești elevi ai noștri să fie competitivi cu elevi din celelalte țări, astfel încât ei să nu pornească niciodată cu handicapul unei evaluări care i-a neglijat sau care i-a favorizat sau i-a defavorizat într-o oarecare măsură. Există, bineînțeles, o deschidere a grupului de lucru și a Centrului Național de Politici Evaluare și Examinare și pentru perfecționarea acestor modele. Bineînțeles că referitor la ce spunea Horia adineori, există o fundamentare teoretică și științifică foarte riguroasă pentru absolut tot ceea ce s-a scris și cum s-au realizat acești temi, pornind de la ce presupune programa, care sunt procesele cognitive pe care le avem în vedere, care sunt aspectele pe care și viziunea pe care o propun, viziunea pe care le propune programa, inclusiv cu motivarea timpului pe care îl avem, și aici am făcut o comparare data trecută, nu știu câți dintre dumneavoastră ați participat și ați analizat aceste aspecte. Lucrurile, bineînțeles, că sunt perfectibile, niciodată nu am zis că sunt perfecte, omul cât trăiește poate să fie supus acestor aspecte, ceea ce vrem însă să subliniem și ceea ce vrem să punctăm este că toate aceste observații pe care dumneavoastră le faceți și sunteți foarte în măsură să le faceți ca practicieni, ca experți evaluatori, ca experți didacticieni, ca profesori care participați la clasă, este să le fundamentați teoretic, să le prezentați, să le înaintați Centrului Național, pentru că astfel de aspecte se poate ține cont în momentul în care reglăm sau calibrăm, pentru că de fapt aici se pune problema, astfel încât într-adevăr acest model de evaluare să aibă efectul scontat, și anume acela de a-l evalua corect pe elev, de a-l ajuta să înțeleagă, să vorbească corect românește, să poată interpreta un text. Niciodată nu a fost intenția noastră să punem în derizoriu textul literar, dimpotrivă, ceea ce ne dorim este ca elevul să înțeleagă, să vorbească corect românește, să aibă în vedere patrimoniul cultural, să poată descifra și să poată înțelege un text literar. Da. Da, mulțumim frumos. Deci doamna Ciobanu este persoana oficială? Da, este coordonatoarea grupului de lucru la subiectele propuse pentru evaluarea din 2020-2021, pentru anul școlar 2020-2021. Și de foarte mulți ani membru al acestei echipe de didacticieni care pregătește, aplică și la urmă evaluează examinările naționale și la 8-a și la 12-a, o prezență foarte sesizabilă în întrunirile de început de an, când întotdeauna își face o sfântă datorie a ne prezenta statisticile și a ne aminti cum mai stăm. E că nu putem spune, cel puțin bucureștenii, că nu suntem avertizați. Da, noi nimica o invităm să devină membra AMPRO. Glumeam. Cu mare drag, să știți că apreciez foarte mult inițiativele dumneavoastră și am fost la curent, dacă nu direct și nu implicată efectiv în activitățile dumneavoastră, le-am citit și atât eu cât și membrii grupului de lucru le-au avut în vedere în permanență în momentul în care am realizat absolut tot ceea ce vedeți în momentul. Vă mulțumim și vă așteptăm și acum vă mulțumim și celor care au participat. Ce spuneți? Vreți să continuăm? De pe chat așa vin vorbele, că da. Da? Și teme?
Dacă vă rugăm să propuneți teme de interes, Ramona pe chat zice că poate acceptă chiar doamna Pamphil invitația la a discuta și în cazul acesta cred că și sfera discuției ar trebui lărgită, adică văzut din perspectiva noului orizont de evaluare, pentru că este foarte clar că acest model de subiect este o deschidere, este un semn de exclamare pe care trebuie să-l înțelegem și o poartă deschisă, de fapt, către un nou drum, către un nou fel de a lucra. Poate că nu ar strica deloc să beneficiem de discuții, dezbateri despre cum am putea lucra mai bine la clasă pe text literar din perspectiva noii programe. Cum abordăm literatura și cum abordăm redactarea de texte. Și aici ar fi niște mingi valoroase la fileu pentru colegii noștri didacticieni prezenți în întrunire și pe care i-am aștepta să se autopropună, ca să nu spună că îi numim direct, ci chiar să se autopropună, să ne ridice câte o minge la fileu și să ne dea câte o idee, o pârtie pe care să începem să o netezim. Pe ce zone să ne ducem în explorare? Da, eu cred că dacă dânsii fac propuneri pe chat, ne putem uita la ele, putem să vedem care ar fi problemele de interes, intrăm în vacanță, încercăm săptămâna viitoare să facem o altă întâlnire, cum doriți dumneavoastră. Pot să fie și grupuri de 10 persoane, de 15 persoane, de 20 de persoane, de 100 de persoane, deci nu este obligatoriu un număr mare, asta a fost ca la o conferință, da? Au fost 100 de persoane. Și problemele pot să fie de interes și particular. Deci acum s-a nimerit că a fost problema aceasta a evaluării, toată lumea e interesată de ea, dar pot să fie cu totul și cu totul alte probleme. Cu asta eu vă mulțumesc, o las pe Delia să zică cuvintele frumoase de final. Mulțumesc vorbitorilor, mulțumesc participanților. Vă invităm, unde vă invităm? Stați că vă invităm. Vă invităm la Lecturiada, vă invităm să ne urmăriți pe grupurile noastre, vă invităm să ne citiți revistele și să scrieți, mai ales să scrieți. E extrem de important. De 20 de ani, asta facem, promovăm talentele, adică promovăm profesorii buni și experiențele lor, dacă ați văzut în toate în revistele, în cărțile simpozionului, întotdeauna pornim de la lucruri concrete, lucruri experimentate, nu vorbim niciodată, încercăm să evităm pe cât se poate limbajul de lemn, și să punem punctul pe i. De ce mi-am adus aminte de problemele astea de literatură? Pentru că de vreo 3 ani tot încercăm să creăm un curent de opinie în favoarea literaturii. Deci asta era printre altele problema. Da, și ca să închei, nu cred, dar i-aș răspunde lui Bogdan, dacă mai este pe aici sau a plecat, dar în sfârșit, așa Bogdan, nu cred că s-a dus neapărat pe partea estetică discuția. Și în ceea ce privește dezvoltarea personală, e o poveste, poate, la care trebuie să ne gândim ceva mai serios. E o problemă de modă, e o problemă care ține foarte mult de, într-adevăr, de nevoia dezvoltării interne a copilului și a-l vedea ca personalitate, dar, pe de altă parte, gândiți-vă, dacă îl reducem la poveștile astea de gen corporatist sau cărți de dezvoltare personală, e sinistru, plină lumea de ei. Aici eu iarăși cred
la fel ca Sofia, avem nevoie, lumea nu e condusă de ei. E condusă de oameni deștepți. Și oamenii deștepți sunt oameni sensibili. Am văzut că în cele din urmă și toate discuțiile care se produc în mediul digital și chiar în lumea corporatiștilor merg spre dezvoltarea creativității, spre dezvoltarea nu numai a părții absolut materiale și a relațiilor acestora superficiale între oameni. Suntem oameni și cred că putem merge mai departe. Așa cred eu, nu? Da. Încă o dată sunt mare fan al dezvoltării personale, dovadă că asta încercăm în ceea ce privește cercurile astea ale noastre de lectură. Acum, dacă stau să mă gândesc, nici n-am știut cât am fost noi de înainte, când le-am pus în mișcare. Dar trebuie să avem grijă. Întotdeauna mă gândesc la un articol al lui Bintila Mihailescu, de fapt o serie de articole, care atrage atenția tocmai asupra pericolelor pe care le atrage, ca orice alt lucru, nu? Un concept pe care îl îmbrățișăm, e la modă și nu vedem că e mai complex decât credem noi și că vizează profunzimile altcumva decât credem noi. Așa că vi las pe George al meu, ecologul șef, nu? Până când ne vom întâlni, nu? Glumeam cu George și cu compunerea lui George, care în fond a fost un drăguț. Da. Și să ne vedem cu bine, da? Și să ne auzim cu bine. Da. Mulțumesc și eu la rândul meu mulțumesc tuturor celor care ați luat parte la dezbatere. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez în linia directoarea concluziilor este că mă bucur de schimbare, mă bucur de noua paradigmă care îi face pe elev mai competitiv și nu mă gândesc la concursuri internaționale, ci îi face să fie mai rapizi în a lucra cu informația de orice fel, figurată, contextualizată, pragmatică și așa mai departe. Cred că una dintre importantele competențe ale următorilor 20-30 de ani va fi creativitatea și iarăși este important uneori să te apleci asupra unui răspuns creativ. Nu cred că este dincolo de posibilitatea elevilor de clasa a 8-a. Cred că nu putem să abandonăm totuși nici aspecte care țin de personalizarea traseului, pentru că asta înseamnă până la urmă paradigma dezvoltării personale, a da o șansă la a valoriza aspecte personale, însă cumva trebuie să avem grijă să creăm o linie de demarcație între persoana noastră și evaluare și elev pe de altă parte, pentru ca sfera noastră de acțiune personală să nu ontineze pe aceluilalt. Și în contextul acesta, de aceea, cred că mai e de lucru, din toate punctele de vedere și noi mai avem de lucru. Sper că un alt lucru care s-a desprins de aici este că, de fapt, modelele de subiect au fost mai mult un pretext de discuție, nu altceva. De discuție care să aibă ca numitor comun beneficiul elevului și al unei generații care vine în urma noastră, al unei generații care va fi datoare să o dezvolte pe următoarea și tot așa mai departe. Trebuie să-i privim cu responsabilitate și să ne privim pe noi înșine cu responsabilitate. Sunt lucruri pe care, oricât ar fi de ușoară lumea asta digitală și de conectivă, nu le putem lua totuși ușor. Însă, o întrebare spre care deschid pentru săptămâna viitoare discuție este bun. Și acum încotro. Ce facem? Avem o nouă paradigmă de evaluare conturată, avem o programă care se află în al patrulea ei an de aplicare la clasă, interpretare, lectură, aplicare în clasă,
de către profesori, avem copii care se apropie de examen, ce facem? Încotro. Și tema discuției pentru săptămâna viitoare, cu speranța că vom reuși să o organizăm, ar fi în acest context cum putem forma competența de interpretare, cum putem ajuta copilul să parcurgă treptele redactării de text, spre ce activități îl putem orienta. Cum îl pregătim pentru subiecte de tipul, de tipul 3, asemănătoare celui în care mi-am băgat până acum năsucul. Mă opresc aici, vă mulțumesc tuturor și vă doresc o seară liniștită în continuare. Veți găsi datele necesare pentru următoarea întâlnire pe site-ul, de fapt pe consilierul de lectură și pe pagina ANPRO, iar înregistrarea va fi postată mai târziu sau mâine pe site-ul ANPRO. Tuturor vă mulțumesc încă o dată, o seară liniștită mai departe.